astăzi nu ați mai lucrat pe bani, ați lucrat pe produse, revine moda barterului, pentru cu ce produse ați fost răsplătită pentru munca de astăzi? Păi nu eu tocmai am fost răsplătită, ci e vorba de un proiect caritabil pe care l-am făcut în colaborare cu câțiva studenți de la Facultatea de Relații Publice și Comunicare. Și am strâns jucării pentru copiii mai săraci. Sub ce formă? Cum au ajuns aici? Eu am predat propriu-zis un curs de dans pentru inițiere, iar ei s-au ocupat cu promovarea acestui eveniment și nu a costat nimic acest curs, dar cei care au dorit să participe au fost rugați să aducă o jucărie, să doneze o jucărie, orice jucărie, pentru un copil de la 4 ani până la 11 ani, fiecare ce a fost dispus. Ce au adus? Ce s-a strâns? Ce? Ursuleți, puzzle-uri, tot felul de jucării, și pentru fetițe, și pentru băieței. Ce veți face? Ce vor face cu ele? Mâine se va merge la copii și o să se deschidă cadourile și o să vedem și reacția copiilor mâine. El la ce copii? Se lucrează într-o anumită categorie, anumită... De vârstă, am întrebat. Copiii aceștia de unde sunt? Sunt copii din familii mai nevoiașe. Cum le-ați găsit? S-a lucrat printr-o agenție. A, și ei au și găsit. Da. Deci ei au luat... De fapt, este un proiect pe care ei l-au avut la maturitate, ca și termă, din câte am înțeles. Și noi am sprijinit în acest... Deci o inițiativă, să zicem, ieșită din comun față... Deci nu o să... Faceți foarte des asemenea ruperi de ritm în activitatea voastră. Noi, de obicei, dacă putem să ajutăm cu ceva și... avem timp să ne implicăm în proiecte de genul cu cea mai mare plăcere. Și ei au luat legătura cu noi, mi s-a părut o idee foarte bună și foarte drăguță și am zis că vrem să facem ceva de sărbători.